nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor a debutat luni seară la Târgu Jiu cu o frumoasă paradă a formațiilor participante la eveniment, ce a oferit târgujenilor ocazia de a vedea cum arată costumele populare din Albania, Bulgaria, Italia, Macedonia și Serbia. Festivitatea oficială de deschidere s-a desfășurat în anfiteatrul din centrul municipiului, unde participanții la festival au fost întâmpinați de reprezentanții autorităților locale și județene, care le-au urat bun venit membrilor formațiilor și i-au asigurat că în cele 4 zile ale festivalului vor avea parte de un adevărat regal folcloric. Vom vorbi timp de 4 zile de o îmbinare în folclor, în multiculturalism, pentru că alături de gorjenii noștri vor evolua în fața dumneavoastră unii din cei mai frumoși artiști ai țărilor participante. Este important pentru noi să înțelegem tot ceea ce au venit să ne demonstreze. Este important pentru noi să ne bucurăm de aceste tradiții populare, de aceste comori de care trebuie permanent să avem mare grijă. Sunt convins, sunt conștient că regalul folcloric de care ne vom bucura în aceste seri va întări tot mai mult relațiile între țări care au culturi diferite, dar care de departe fac posibil ca, iată, bucuriile astea să ne unească încă o dată și să înlăture orice distanță între noi. Mă bucur să văd că apreciem cu toții aceste lucruri, mă bucur să văd că prezența acestor minunate țări, acestor minunați artiști este apreciată la noi în Târgu Jiu. Formațiile țărilor participante la festival vor susține spectacole în centrul municipiului Târgu Jiu în această seară, începând cu ora 20 și mâine seară de la aceeași oră. Vineri seara, festivalul se va muta pe insuliță, unde va fi organizată o seară de folclor românesc.